E o întâmplare extraordinară cu Spurgeon, care predica. Spurgeon a fost un mare predicator la Londra în secolul XIX, spre începutul secolului XX, un om cu un har deosebit, și la un moment dat le-a spus oamenilor că Dumnezeu a pregătit un loc în cer pentru fiecare om de pe pământ în baza jertfei lui Hristos. Și un om din mulțime a spus: domnule Spurgeon, pe mine nu mă interesează locul meu din cer. Și Spurgeon i-a spus: nu te interesează, ți-l cumpăr eu. Te rog să-mi-l vinzi mie. Și a spus: uite, îți dau 100 de lire sterline pentru locul tău din cer, dă-mi-l mie. Și omul s-a uitat la Spurgeon și a zis: se destul de fraier. Așa că a spus: bine, ți-l dau, dă-mi 100 de lire. A luat 100 de lire și a plecat acasă. Numai că noaptea a început să îl frământe gândul. Stai un pic, dar ce târg am făcut eu? Adică numai atâta valorează un loc din cer. Dacă omul acela e chiar așa de convins că există loc în cer. Și a început să se frământe și după câteva vreme s-a dus la Spurgeon și a spus: domnul pastor, vă rog să-mi dați banii înapoi. Nu vreau să-mi vând locul din cer. Și Spurgeon a spus: îmi pare rău, ai promis. Și a spus: vă rog frumos, vă dau cât vreți dumneavoastră în plus, numai dați-mi înapoi locul din cer. Tu pentru cât îl vânzi? Pentru cât vinzi lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu?